Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei. Sper să rămâneți și în această seară alături de mine, pentru că va fi o seară specială, o emisiune emoționantă. Marcăm un sfert de veac de la istoricul decembrie 89. Martirii Libertății au ieșit prea repede parcă din viețile noastre. Intrând cam nedrept în ceața istoriei, e timpul să ne plecăm fruntea în fața îngerilor Revoluției Române și să-i readucem în inimile noastre și în sufletele noastre, măcar acum, în decembrie, pentru că peste an ne luăm cu una cu alta și mai uităm de ei, din păcate. Vă atrag atenția încă de la început și v-aș ruga pe cei mici să îi trimiteți puțin la joacă dacă nu au plecat la culcare, pentru că emisiunea va fi extrem de emoționantă, vor fi mărturii și adevăruri nespuse, pentru că la emisiunea Dor de Adevăr se pot spune și adevăruri nespuse. Pe acest subiect, în această seară, le am ca invitate trei doamne. Spun de la început, mă plec în fața domniilor lor pentru ceea ce au făcut soții domniilor lor în decembrie 89 și pentru ce au suferit în toți acești ani. Sunt și eu emoționat, chiar dacă am vorbit de multe ori de acest subiect. Vă prezint cele trei doamne, o să iau în ordinea distanțelor, pentru că nu sunt invitatele mele nu sunt din București, decât una, celelalte doamne sunt din provincie. De la Reșița, doamna Gabriela Borbora, bună seara, bine ați venit și vă mulțumesc că ați parcurs 500 de kilometri ca să participați la această emisiune. Bună seara și vă mulțumesc. Sunteți unul dintre cei care, poate chiar singurul, care vă gândiți și la noi, la văduve, și la copii, și la mamele eroilor. O să discutăm în această seară. Tot ce aveți pe suflet puteți să spuneți la această emisiune. De la Craiova, doamna Orășanu Veronica. Bună seara, bine ați venit, doamna. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și pentru adevăr. În primul rând, după 25 de ani exact, adevărul care trebuie. Cu mare drag v-am invitat și vom discuta toate aceste subiecte. Vă mulțumesc. Și de la București, doamna Claudia Sandu, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. În partea a doua emisiunii o să avem doi tineri invitați, doi copii care au avut și ei necazurile lor, dar astăzi este bine că s-au reparat o parte, atât cât s-a putut repara din aceste necazuri și vor fi invitații mei și ai dumneavoastră în partea a doua a emisiunii. Cum să începem? De unde să începem? Am spus că în această seară vom afla adevărul nespuse. Doamna Gabriela, ce s-a întâmplat în decembrie 89? În 21 decembrie 1989, plin de entuziasm, cu toții am ieșit în stradă, cerând libertate, jos comunismul. Cu mult entuziasm, soțul meu a fost alături de toți tinerii Reșiței, avea doar 31 de ani, lucra la uzina de apă, era și student, singurul student dintre cei care au murit. Mașina poliției, miliției la acea vreme, umbla pe stradă și spunea, vorbea prin megafon, spunând că apa va fi otrăvită. Soțul meu, eroul martir Bârboră Constantin, împreună cu colegii lui, au făcut pichete încercând să apere, să nu fie bazinele de apă otrăvite, așa cum spunea miliția la acea vreme. Unde se afla bazinul? Unde era acest bazin sau bazinele de apă? Orașul nostru, Reșița, este situat între două dealuri și bazinele erau în apropierea unității militare, a comisariatului și aproape de poliție. A fost un cerc în care s-a tras enorm. Din păcate,
Soțul meu a fost mai puțin norocos decât colegii lui. A fost împușcat în gură, încercând chiar cu prețul vieții să aibă grijă ca populația a două cartiere să aibă apă, să nu fie nevoit să iese afară din stradă și să fie mai mulți împușcați. Oamenii s-au sacrificat atunci, erau dispuși să facă orice sacrificiu, orice. Să ajute, să sprijine, pentru că la televiziune și în special prin intermediul televiziunii s-au transmis tot felul de zvonuri și sigur că lumea din țară n-avea de unde să știe dacă este adevărat sau nu, iar tinerii reacționau după sufletul pe care l-aveau și după entuziasmul care l-aveau în acele zile. Aveați copii? Am un băiat, la acea vreme avea 5 ani. Striga deci erați mine, căsătoriți? Eram căsătoriți. De mai bine de 5 ani aveați băiatul? Eram căsătoriți de 6 ani. Eram tineri la început de drum, plin de vise, plin de planuri. Din păcate s-au năruit în data de 24 decembrie 1989. Nici în zi de azi nu înțeleg cum armata a tras în soțul meu și în mulți tineri. După ce soții Ceaușescu au fost alungați, au fost reținuți. Și nu înțeleg de ce, nici în zi de azi, nu ni se spune cine este criminalul, arătat cu degetul. E posibil să ne întâlnim în fiecare zi la pâine, la lapte, la acea vreme după 1989, când îmi duceam copilul la grădiniță. E posibil să fi fost exact, alături de mine. La un moment dat, în 1990, în vara lui 1990, m-am trezit acasă cu un, pot să spun, milițian, pentru că atunci era miliție, nu era poliție ca acum. Credeam că vine să-mi spună cine este cel care a tras. Din păcate, acel om îmbrăcat în haină de miliție, și în zi de azi nu cred că a fost milițian, cred că a fost chiar criminalul, cred că dacă l-aș vedea, l-aș recunoaște, nu avea grade pe umăr, nu avea caschetă. Și m-a amenințat că știe la ce oră îmi duc copilul la creșă și la ce oră îmi iau copilul de la creșă. Au trecut 25 de ani și tot nu știu cine este criminalul. Credeți că sau aveți sentimentul de frică astăzi? Și da și nu. Mi-e teamă pentru fiul meu, pentru mine nu. Vorbim despre cum ați reușit să îl creșteți singură, câte greutăți ați întâmpinat, dar să facem un tur de masă, să spun așa, și să o rog pe doamna Orășanu Veronica să ne povestească și dumneai cum a fost în acele zile, cu o precizare. Nu este doar urmaș al eroului martir, ci este și rănită în acele evenimente. La fel o poveste extrem de emoționată. Vă rog, doamna Veronica. Era în 89, eram căsătorită, proaspăt, aveam o familie frumoasă, aveam doi copii și eram însărcinată cu cel de-al treilea copil, pentru că soțul meu, dornic de a fi familist, de a avea copii, și-a dorit asta, ceea ce i s-a și... Câți ani aveți? Eu aveam 19 ani și câteva luni când am născut primul fiu, Orășanu Lucian, pe 7 noiembrie 87, fetița 30 octombrie 88 și băiatul, cel care o să vă povestesc și o să vă și arăt cât de cât, s-a născut în 89, 27 decembrie. Ziua nenorocirii. Ziua nenorocirii, dar nu aici se poate începe, că nici nu știu de unde să încep și unde să sfârșesc, pentru că începeți cu 21, 22 decembrie. Eram angajați la Rovinari, județul Gorj, eram minieri și eu și soțul. V-am spus, am avut doi copii, eram însărcinată cu de-al treilea, de a face o familie.
am ieșit, soțul meu, am și declarații aici de la vecini, a ieșit în stradă, m-a luat și pe mine gravidă, 23, 22, 24, 25 și 26. Deci din 22 până în 26 ați fost în stradă. În stradă, în Rovinari, unde și locuiam, pentru că erau diversiuni, nu știu, nici în ziua de azi, că se otrăvește apa, că vine pe podul Jiului, diverse. Soțul meu era un patriot, ceea ce și dovedește prin familie cum s-a căsătorit și a vrut această familie, aceeași dornicie de a fi cu dreptate. Iar sentimentul era și mai puternic atunci. Exact. Când simțeam gândiți-vă libertatea că m-a luat gravidă și a spus mergem în stradă. Mergem. Pentru cu lapte, cu tot ce era, că era greu și atunci. Aceea ce am și făcut. Am stat zilele alea, nu s-a întâmplat absolut nimic. N-a venit nimeni să o trăvească apa, nu nimic. Au intrat în primărie în tot ceea ce s-a făcut atunci la Revoluție. Povestea grea care începe. Eram în dureri, deci gravidă în luna 9-a, am plecat pe data de 26 decembrie din Rovinari către copii, că am uitat aici să spun că copiii ăștia doi îi dusasem la socri în satul Dobrești, județul Dolj, pentru că era apropierile de sărbători, ceea ce acum de câte ori vine sărbătorile și asta pentru mine e durere grea, nici nu pot să vă spun. S-a terminat acolo povestea, n-a fost nimic, a spus hai să mergem la Craiova că este nenorocire în țară. Eu i-am spus rămân să nasc la Târgu Jiu, nu mergem să vedem ce se întâmplă. Ceea ce am și făcut, am ajuns în satul socrilor și la acești copii să vadă că este bine și toată lumea este ok. Pe mine m-a apucat durerile seara pe la ora 6:30, dacă bine mai rețin. Așa, cu aproximație, și-a văzut copiii, copiii dormeau, i-a trezit, că vrea să le dea să mănânce, a pus unul pe un picior, unul pe celălaltul picior copiii, maică-sa i-a spus că au dat să mănânce, așa, am mai stat 2-3 ore, m-au apucat deja travariu, durerile. A mers, a dat telefon la primărie pentru salvare. S-a dat la salvare, a venit salvarea, m-a luat noaptea. Dar aici a fost o diversiune pentru că nici nu știam la ce oră, ce și cum. În sfârșit, la ora 3 dimineața, 26 spre 27, am ajuns către, în drum către naștere, către să nasc. Înainte de Craiova, este unitatea militară, se numește Făcăi, acest orășel, comună, nu știu cum să-i spun. Sunt 3 unități militare. A venit, am trecut, mai aveam puțin până să ajung la maternitate. Aici s-a întâmplat nenorocirea și de asta sunt și emotivă, și emoții, și durere, și nici nu pot așa bine să mă exprim, că aș avea foarte multe bine de spus. Vă exprimați. Foarte așa. Bine, nu e nicio problemă, vă rog. Când am ajuns în fața unității militare, din spuse, așa, pentru că eram în travariu, era normal că fiind în travariu și în dureri, eu să nu fiu atâta de bine. Sigur, atentă, aveați deja problema dumneavoastră. Așa, atunci s-a tras în salvare. Salvarea era din, cum, din asta mare, cum se numea? Salvările aveau același tip înainte nu, de... Nu, că erau și mai mici și din asta mare... Mă rog, nu știu, da. Salvarea, că o să vă arăt și aici și actele și cu numărul și cu tot. S-a ajuns în fața unității militare și s-a tras foc asupra salvării spunând că sunt teroriști. Deci în salvare... Era o doamnă care mergea cu soțul... Erați însoțită? Eram însoțită pentru că nu am avut asistentă pe salvare. Deci soțul meu a venit să mă însoțească și v-am spus și mai devreme, dornic de-ar fi așa, deci nu putea să lase așa lucrurile. Era normal să fie la toate. Așa. În fața unității militare, că sunt 3 unități militare, într-una din ele, este și aici numărul, puteți nu știu dacă spuneți, este dacă cazul. Puteți să spuneți dacă l-aveți la îndemână, da, dar nu. Aici, dacă puteți dumneavoastră, vă rog frumos să mă ajutați, pentru că deja am emoții, tremur. Vă rog, e mai puțin important. Vă rog, continuați. S-a tras în salvare.
dintre care soțul meu a decedat. Eu am fost împușcată în cap și în picior, în gamba stângă, aici. Știu, vă cred. Așa, durerile și plus am, copilul, cel care s-a născut, a rămas cu traume. Deci, în timp ce treceați pe lângă unitate militară, s-a deschis foc de trei maestri militari. S-a deschis foc împotriva unei salvări. Da. Câte diversiune și cine a făcut această diversiune? O să vorbim câteva lucruri și în această seară. Soțul a decedat pe loc? Nu. Din acte reiese că soțul a decedat în urgență. A făcut hemoragie internă. Atunci, în primele faze și în toată asta, a spus că soțul a decedat în salvare. Era normal ca eu să nu mai știu și atâtea neadevăruri și... Dumneavoastră v-ați pierdut conștiința. Da. Din momentul acela nu mai știți nimic. Ați auzit zgomot, ați auzit foc de armă și din... Domnul Marieș, așa a fost, da, dar eu nu mai pot să mai spun nimic pentru că chiar atunci la început, când pe mine m-a internat și asta, mi s-a spus că șoferul n-a oprit, că a fost somat și că șoferul nu a oprit. Cum să oprească șoferul? Șoferul ducea un pacient la spital, unde nici în timp de război nu se trage în salvări. La noi, în timpul Revoluției, s-a tras în salvări. Da, aici este... Vorbim dacă a fost revoluție după 22 decembrie, dar nu vreau să vă răpesc timpul, pentru că este foarte important să spuneți dumneavoastră. Important este că sunt trei maestri militari care au tras în această salvare și s-a spus că șoferul nu a oprit, ceea ce eu nu cred. Șoferul a fost rănit? Șoferul nu a fost rănit. Am și o declarație de la dumnealui acum, în 2004, dată, și omul când a spus și 90, mie mi s-a luat declarații. Când eu am fost rănită, aș vrea ca să fie expertiză sau cine este de specialitate. Dacă era drept să mi se ia mie declarație. În timpul... Deci și rănită și abia născuseți? Da, dar în timp de 3 luni de zile. Nu mai știu pe ce dată ai fi fost la procuratură. Că o singură dată, adică știu că era un domn pâzdârcă. Metodele nu se schimbase prea mult, chiar dacă... picase regimul comunist, din păcate oamenii regimului rămăsese în funcție și nu se schimbase prea mult. Am uitat să specific. Deci am fost împușcată pe 27 decembrie, care nu mai era nimic, nu? O să vorbim după ce terminăm turul de masă, de ce și ce s-a întâmplat cu cel mic. Ce greu e în seara asta, dar în fine, asta este. Avem 3 eroine la masă și ca atare... Ducem până la capăt emisiunea. Doamna Claudia Sandu, povestea dumneavoastră. Povestea mea... O tânără a unei tinere mămici și soții. Da, poate cea mai tânără, cred, nu știu. Păi ne cunoșteam de un an și jumătate, aproximativ, și eram împreună, deja. Cununia a avut loc pe 8 septembrie, fetița noastră s-a născut pe 5 decembrie. Iar povestea... 1989? 1989, deci aveam... da. Deci în decembrie 1989 aveam 16 ani și jumătate. Eu. Și fetița avea 16 zile. Da, 16 zile. Povestea începe în 20 decembrie seara, când împreună cu soțul meu și cu alți prieteni ai noștri am ascultat Europa Liberă. Și am auzit mesajul transmis de Timișoara ca Bucureștiul să iasă în ajutor. Știam de masacrul de la Timișoara, știam ce se întâmplase acolo. Evident că ne-am uitat unul la celălalt și am zis așa mai șoptit că trebuie să facem și noi ceva. În seara aceea a fost o seară liniștită, mai mult... Ne gândeam fiecare în tăcere, că pereții aveau urechi pe vremea aceea. Urechi mari. Și dimineața ne-am trezit, a fost o dimineață liniștită. La un moment dat, pe poartă intră prietenul lui cel mai bun și al meu, bineînțeles, prietenul nostru. Așa, și spune că la CCU e mare manifestație, că se strigă jos Ceaușescu, jos dictatura și haide. Păi a intrat în fugă în casă, s-a schimbat... Și a zis, merg la CCU. Sigur că n-am rămas indiferentă, am vrut și eu să merg la CCU, dar aveam fetița. Mi-a promis că se întoarce, pe scurt, în câteva ore. Asta se întâmpla în jurul orei 12. S-a întors într-adevăr în câteva ore.
A spus că locația s-a schimbat, că sunt la universitate. Mi-a cerut lenjerie curată, ciorap și toate, în caz că ajunge la spital, exact așa mi-a și spus, și actul de identitate. Deci era conștient unde merge? Da, și... era conștient unde merge, da. Nu inconștient, cum se spune adesea, nu, am auzit... Nu, era foarte conștient, știam, da, știau foarte bine, da. Și poate să se întoarcă sau da. Nu, poate să ajungă la spital. Da. Acest își asumau fapt... acest risc da. Și... Da. Erau dispuși la sacrificiu. Asta trebuie să înțeleagă cei care ne-au. Da, erau dispuși. Pentru că el a iubit libertatea. Era un vis al lui mai vechi, dinainte de a mă cunoaște pe mine. Deci, era un luptător pentru libertate. El chiar și dorea această libertate. Și vrea să fugă în vest. Partea vestică a Europei. Bun, ne-am supărat un pic, pentru că nu am vrut să-l las în prima fază singur. Și... Aveai am făcut parte de responsabilitate cealaltă, sigur de mamă, că da, eram între el și fetița. Deci cam așa eram eu. Bineînțeles că am obținut o întâlnire la ora 7 la universitate. Deci așa ne-am pus de acord să merg și eu în universitate. La ora 7, într-adevăr, eram în universitate, ne-am întâlnit. Deci ați lăsat fetița? Da, am lăsat fetița cu familia mea, da, mai exact cu bunica mea. Și da, am plecat în universitate până la urmă. Am ajuns la ora 7 acolo. Ne-am întâlnit, era și prietenul lui cel mai bun, pe care l-am și văzut. Mai erau și alții, bineînțeles. Sentimentul, să știți că trebuie să spun, a fost minunat. Pentru că a fost și un sentiment frumos atunci, care nu prea se vorbește de el. Sentimentul unitate. De libertate este cel mai frumos. Și de unitate. Și de unitate. Și de pentru unitate, că aveai da. Senzația că nimic nu o să te atingă. Nimic. Deci nu exista frică. Exista numai curaj, de jur împrejur. Toți oamenii erau plini de curaj. Nu unu, nu doi, nu cinci. Toți. Toți cei care eram acolo toți, erau... Toți, exact. Și a fost un sentiment într-adevăr minunat pe care frica eu... era învinsă deja și da, numai. Eu una n-am să-l uit niciodată. Deci niciodată. M-a luat de mână și m-a dus în primele rânduri și mi-a spus așa, hai să vezi cum se scrie istoria. Exact astea i-au fost cuvintele. Câți ani aveai eu? 22 de ani. Am văzut armata cum era așezată, erau puslașii, erau milițeni și, pe urmă, armata. Și noi eram în față la Inter. Spunea că nu crede că o să tragă, că oamenii le-au dat flori, că au vorbit cu soldații, că... Deci, practic... v-ați întors la ora 7. Da. Ei trăsese deja. Deja cei de la eu, Dalese erau morți. Am văzut, aveam morți la Dalese, mi-a spus că un singur mort era la ora 6 călcat de tab. Am văzut... La Dallas erau... N-ați avut de unde să știi? Păi n-am avut, că noi eram în partea cealaltă, la Intercontinental eram noi. Mai sus nu... Și chiar în față la Bati, știi, dacă mi-aduc foarte bine aminte, sau un pic mai sus erau cordoanele era de... Era cordonul la Bati, știi, da. Da. Deci n-aveam cum să știm ce se întâmplă în partea cealaltă. Bun. Sigur că la un moment dat... trebuie scurtat, sunt foarte multe detalii aici... S-a auzit că vin iarăși cu tunurile cu apă și să ne împrăștie. Deci, da, atunci soțul meu a intrat în panică, într-adevăr. Și frică, dar nu pentru el, ci pentru mine. Într-adevăr. Și vreau să o spun foarte clar, pentru că foarte multă lume nu a înțeles ce s-a întâmplat atunci. Deci, nu că am vrut să plec, ci pur și simplu m-a rugat să plec ca să poată să alerge. Pentru că va trebui să fugă. Ca să poată zis, să fie liber, să nu mai exact, aibă grijă de... Exact, ca să poată să fie liber și să nu aibă grijă și de mine. Pentru că, vă dați seama, nu mi-ar fi dat drumul. Mi-a zis, nu pot să alerg și cu tine de mână. Și bineînțeles că atunci când e iubire există și respect. I-am respectat decizia și am plecat. În momentul în care am ajuns în Piața Unirii, era ora 8 pentru că am întrebat oamenii cât este ceasul. Am văzut, m-am întors cu fața spre universitate și nu numai că am văzut, am și auzit. Începuseră să tragă cu trasoare. Eu nu mă pricep la muniție, armată, dar mi s-a spus că acelea sunt trasoare. Am fugit. Am fugit spre casă. Știți că frică nu mi-a fost, dar a fost ceva acolo, am simțit că o să se rupă la un moment dat, nu știu, era ceva nou, era un sentiment nou pe care nu-l cunoșteam.
Am așteptat, am ajuns acasă, am așteptat, am așteptat și undeva la jur de ora 10 și jumătate a intrat prietenul lui în casă și m-a întrebat, a ajuns Robert? Zic, nu, nu a ajuns. Era plin de sânge pe pantaloni. L-am întrebat ce s-a întâmplat. Au zis că au început să tragă, că i-au măcelărit, că pe Robert nu a putut să-l ia de acolo, că au fugit în altă direcție, deci în direcții opuse, practic. Și l-am întrebat ce-i cu sângele de pe pantaloni și a spus că a cărat răniți la Colțea, la spitalul Colțea. Și am spus, vreau să merg în universitate. Zic, eu plec după el. A spus să nu merg, că nu, mă rog, până la urmă, ideea a fost următoarea. Ne-am pus de acord să se ducă acasă, să se schimbe și să ne întoarcem după Robert. Să-l căutăm. Nu a venit. La ora 11 și jumătate, împreună cu o soră de-a mea mai mică, care avea 14 ani, am plecat în universitate. Am mers pe Șerban Vodă, pentru că bulevardul de la Budapesta până în Unirii era luminat. Și eram destul de conștiente că totuși bine nu o să fie nici pe la lumină. Am ieșit la Horoscop, în Piața Unirii am ajuns și era un camion în flăcări, răsturnat acolo, câțiva oameni. Am urcat spre universitate pe partea stângă. Era întuneric beznă, deci toată partea dintre Piața Unirii și Universitate era în întuneric total, beznă totală, nu se vedea absolut nimic. La un moment dat, pe la jumătatea drumului, un domn care mergea mai mult lipit de zid ne-a oprit și ne-a întrebat unde mergem. I-am spus că mergem în universitate, că mi-am lăsat soțul acolo și că merg să-l caut. Ne-a spus să nu mergem pentru că acolo nu mai este nimic și pentru că nu facem decât să ne expunem și s-ar putea să murim. Nu i-am ascultat sfatul, vă spun sincer, și am mers mai departe. În fața Bisericii Sfântul Gheorghe am trecut chiar în fața pasajului, eram chiar pe șosea, n-am mai trecut pe trotuar, n-am mai trecut pe nimic. La un moment dat s-a auzit un zgomot foarte puternic. Fiind întuneric, nu vedeam, deci chiar nu vedeam nimic. Și îmi roteam capul de jur împrejur, nu înțelegeam ce se întâmplă. Cred că instinct a fost să ne întoarcem așa și eu și sora mea brusc și fiind în gura pasajului să vedem un tab al armatei ieșind într-o goană nebună și n-am apucat decât să strig, fugi, și ne-am ascuns undeva în dreapta, am luat-o pe lângă bisericuța Sfântul Gheorghe și ne-am ascuns într-o curte acolo. Am stat un pic acolo, trebuie să recunosc, nu știu cât, 5-10 minute, 15 minute, am zis să nu mai aud nimic, cel puțin zgomotele. Am ieșit și am înaintat. Deci nu m-am întors, m-am mers mai departe. Ajunsesem până aproape de intrarea, de gardul spitalului Colțea, până aproape ajunsesem. Și la un moment dat am văzut pe jos, nu știu de ce, mă uitam pe jos oricum, apă. Deci curgea apa în jos. Începuse să se spele sângele, pentru că, dați-mi voie să vă spun, ai fost eu mică, dar mi-am dat și eu seama că nu ai de ce să speli asfaltul, da? Noaptea. Și mă întreb de 25 de ani ce a fost acolo. Ignatu? Organizația de partid a municipiului București, la ora, după ora 1:40 s-a întâmplat acest lucru, a zilei de 22 decembrie, a dat dispoziția să stingă lumina în tot centrul orașului pentru a se spăla sângele eroilor. Da, criminalii deci spălau vieții. Spălau păi viața. Vreau să mușamalizeze, de fapt și de drept, probabil ca la Timișoara, pentru că trebuie să recunoaștem că dacă nu se ieșea și în 22, probabil asta s-ar fi întâmplat și în București. L-ați găsit în acea noapte? Nu, bineînțeles că nu. M-am întors acasă și a doua zi dimineață a venit prietenul lui și câțiva vecini și am pornit căutările. Povestea o continuăm și doamna Gabriela Bărbora. Cineva în toți acești ani v-a căutat, ați dat declarații, aveți un demers făcut în acest moment? Sunteți parte vătămată în dosarul Revoluției? În primăvara anului 1990 am fost chemată la procuratură. Am mers împreună cu mama mea pentru că eu pe soțul meu
Îmi cer scuze, sunt foarte emoționată, am început puțin să mă liniștesc. Văd că sunt cazuri. Sunteți foarte coerent. Soțul meu a fost împușcat în gură în data de 24. Am încercat din gură în gură, părinții mei au aflat. Nu erau telefoane cum sunt acum. Zvonurile au circulat din gură în gură. Au aflat părinții mei ce s-a întâmplat cu soțul meu. Eu dădeam, am făcut ceai, am sarmalele le împărțeam. Îi ajutați pe cei din stradă? Îi ajutam pe cei din stradă. A fost același sentiment de ajutor în toată țara, acele zile. Inima deschisă, bucurie că totuși a venit momentul în care ne eliberăm. Au venit părinții mei, ei au aflat primii și m-au anunțat. Nu vă spun cum am ajuns în locurile exact în triunghiul unde se trăgea foarte tare. Soțul meu a fost îmbușcat de cineva din comisariat. Nu înțeleg de ce, nu se știe. N-au fost o grămadă de oameni acolo încât să nu se poată afla. Domnul general Voinea s-a ocupat până la un moment dat să descopere cine până este ce cel dat care... afară din parchet și de atunci nu se mai lucrează. Din și păcate, o să din și acel de domnul moment, seara asta puțin. Din păcate, din acel moment. Este principalul autor a frânării dosarului și a nelucrului în dosar de 7 ani de zile. În timp ce eram aplecat asupra soțului meu, încercând să-l duc acasă, să-l iau, să-l duc acasă, eu, tatăl și mama mea, trăgeau cu gloanțe în noi, piuiau asfaltul. Cu chiu cu vai, l-am luat de acolo. Nu a vrut nimeni să mă ajute. Am avut nevoie de ajutor. Un om care este decedat, este foarte greu. Eu l-am ținut de cap, părinții mei de mâini și de picioare și la un moment dat Dumnezeu a trimis trei copii pe care n-am tot reușit tineri. Tineri, în jurul vârstei de între 6 și 10 ani, deci foarte tineri, copii. Nu a vrut nimeni altcineva să mă ajute. Ținându-l de cap, soțul meu a fost împușcat în gură, a trecut glonțul prin gât, și a ieșit în spate unde efectiv a rupt carnea. Îmi curgea sânge cu tot cu carne pe mâini. A fost bine, pentru că nu a reușit să-l ia armata, să-l bage în tab și să-l ducă cine știe unde. Am fost mai norocoasă și am reușit să-l duc totuși Doamne, acasă. Nu l-am, noroc în ghilimele. Da. Noroc da, în ghilimele. Dar vă înțeleg, față de cei la Timișoara, a căror membri ai familiei au fost aduși arși. Totuși eu am reușit să-mi plâng soțul. Copilul meu stătea și spunea poezii lângă sicriu. Părinții soțului meu, socrii mei, erau distruși. Cochii cu vai, am reușit, am spart magazinului cu sicrie, am reușit să fac roșii de sicriu. Nu vă spun durerea, nu există cuvinte să descrie durerea aceea prin care am trecut. Eu, dar în primul rând copilul meu și socrii mei, nu există durere mai mare să-ți moară copilul. Nu există durere mai mare să vezi cum copilul stă și spune poezii lângă un brad care a fost pe jumătate făcut. Eu din 1989, eu n-am mai făcut brad. Nu că nu sunt un om credincios, mă bucur de nașterea Domnului, dar e ceva în mine care s-a rupt în acel moment. Ceva nu mai funcționează cum trebuie. În data de 27 decembrie, am zis că e creștinește totuși să-l înmormântăm. Cu chiu cu vai, l-am dus. M-au ajutat colegii soțului. Și le mulțumesc. Nu le-am mulțumit niciodată, nu pot. De câte ori îi văd, plâng. Mă bucur că ei trăiesc, dar îmi pare și mai rău că soțul meu nu trăiește. Trăgeau în noi, în timp ce încercam să-l înmormântăm. Mi-era groază și de faptul că înmormântezi un creștin fără un preot la cap. Vreau să vă spun că Dumnezeu a scos în cale un preot. Este în vârstă astăzi. Preotul Lăpuște, îi mulțumesc din suflet. Era cu sutana ridicată. Venise în cimitir. Printre gloanțe a urcat și a spus: stați! Veți o gură de apă.
Nu înmormântați un câine, înmormântați un creștin. Haideți să ne oprim puțin pentru că să puteți să vă liniștiți și da. Zâmbesc de admirație, nu din alt motiv. Am reușit până la urmă să-l înmormântăm. Eram tristă, dar mă bucuram că măcar ceilalți oameni ai României se vor bucura. Credeam că va veni ziua în care va fi exact așa cum speram înainte. Cum speram în zilele în care a început Revoluția. Că vom fi liberi, că vom avea o viață în care vom fi doar cu zâmbetul pe buze. Nu vom mai fi nevoiți să ne ascundem, să ne fie teamă. Vom avea încălzire. Din păcate, orașul meu a rămas fără încălzire. Sunt una dintre șomerele Vrejiței. Că vom avea locuri de muncă în care ne vom respecta unii pe ceilalți. Nu mai sunt locuri de muncă. Copiii Revoluției, copiii noștri, ai Reșițenilor și probabil că și în restul țării este la fel, nu au locuri de muncă. Nu m-a întrebat nimeni niciodată ce-mi face copilul. Să întrebe, are un loc de muncă? Copilul meu este fericit din punctul de vedere, este doctor. Povestiți-ne despre Cristi. L-am cunoscut și eu și, într-adevăr, pot să spun că un băiat minunat. Și mulțumesc pentru că v-am soțit să veniți la emisiune. E lumina ochilor mei. Acum pot să zâmbesc și eu pentru că e vorba de copilul meu și mă bucur din tot sufletul că Dumnezeu mi l-a dat și are caracterul soțului meu. E un om integru, un om drept, un om care respectă, chiar dacă de multe ori nu este respectat. Totdeauna întinde și celălalt obraz când primește o palmă. Din păcate, copiii celorlalte văduve de la noi din oraș nu au locuri de muncă. Văduvele din Reșița nu au locuri de muncă. Câți eroi martiri avem la Reșița? 27, cred. Am impresia că mai mulți. 27, cred că sunt doar în locul unde s-a întâmplat nenorocirea cu soțul dumneavoastră. Da. Nu au locuri de muncă copiii, nu au văduvele. Eram singura care mai aveam un loc de muncă. Eram ultima dintre văduve care mai aveam de lucru. V-ați adunat într-o asociație? Ați reușit să... Da, ținem legătura. Din păcate. Faceți planuri comune, să vă întrajutorați, pentru că să știți spuneți că nimeni nu vă ajută la Reșița. Să știți că noi văduvele ne sprijinim una pe cealaltă. Din păcate, tot mai puțin, pentru că majoritatea sunt plecate neavând servici. Trebuie să trăiască din ceva. Vreau să vă spun, contrar a ceea ce se spune, copiii nu primesc nicio sumă. Nu o cer, nu au cerut-o, dar... Să nu ni se mai reproșeze că copiii urmașilor eroilor martiri primesc bani. Nu primesc. E vor demnitate. Da, este o nedreptate pentru că... N-aș vrea să vorbim neapărat de bani, dar vreau să nu se mai creadă. Nu vorbim de bani, vorbim de recunoștință. Eu nu vorbesc de bani, vorbesc de recunoștința statului pentru copiii eroilor care și-au sacrificat viața pentru libertate. Deci, un copil care a crescut fără tată și lași fără niciun ajutor, eu înțeleg că se acordă o recunoștință și foarte mică din punctul meu de vedere, dumneavoastră ca urmași ai eroilor martiri, dar și copiii sunt tot urmași ai eroilor martiri. Acești copii au crescut cu un părinte. Trebuia statul să gândească și nu e nicio... Criminalii iau 40, 50, 60, 70, 80, 100 de milioane pensie, nimeni nu vrea să umble la aceste pensii nesimțite, nimeni nu vrea să condamne criminalii, nimeni nu vrea să recupereze aceste sume și copiii sunt lăsați. Din păcate, toate guvernele au gândit prost legat de copiii urmașilor de eroi martiri. Totuși este medic. Sunteți fericită? Sunt fericită. Din punctul acesta de vedere sunt foarte fericită, cu atât mai mult cu cât și seamănă ca o picătură de apă cu soțul meu. Și-a văzut de drum. Mi-a fost teamă. Bunicii mai trăiesc? Din păcate, acum câțiva ani, socrul meu a murit. Soacra mea trăiește. S-a retras la țară să-și plângă rănile, să-și lingă rănile, cum spun eu. Și când merge băiatul la țară, este...
Este soare. Eu zic că este soarele pe cer și pentru ea. Din păcate nu este atât de des cât și-ar dori ea. Nu se poate să fie așa de des. L-ar vrea tot timpul lângă ea. În acest moment, dumneavoastră, mai aveți loc de muncă? Mai munceți? Din august, firma care dădea încălzire în oraș, unde eu lucram, am 35 de ani de lucru, merg aproape 36 chiar, s-a închis. Oamenii au rămas fără încălzire. Tocmai una dintre doleanțele aveți noastre din 89. Către Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Da. În 2014 am, cu ajutorul Asociației 21 decembrie București, din păcate, București, nu din și păcate, Reșița. București, nu și Reșița, da. Am fost ajutată, să îndrumată și ajutată și am dat în judecată la CEDO. Știți rezultatele, ele vin pe bandă rulantă. Am înțeles că dosarele pe care dumneavoastră le-ați trimis sau care au fost trimise în urmă cu un an deja au ajuns ca procedură pe cele care sunt vechi de 6 ani. Adică, în sfârșit, și CEDO a înțeles ce s-a întâmplat în România și CEDO și acolo se lucrează într-un alt ritm, nu mai așteptăm 5, 6, 7 ani pentru soluționarea unui asemenea caz. Condamnările vin, din păcate, autoritățile române nu doresc să urnească acest dosar. Vă dau totuși o veste bună. În această săptămână, după multe luni de insistență, avocatul poporului s-a decis să întreprindă să trimite la Curtea Constituțională pentru a se stabili dacă este constituțional sau nu un text din codul de procedură care a intrat în vigoare în februarie anul acesta, care spune că dosarele în care sunt implicați militari și civili sunt instrumentate de secția militară a parchetului general. În urmă cu 7 ani, Curtea Constituțională a spus nu, trebuie să fie instrumentate de către civili. Aceste contradicții nu fac altceva decât să tergiverseze și să permită un ping-pong între cele două secții, când la secția civilă, când la secția militară și în acest fel ei au o scuză că nu se finalizează acest dosar. Sper ca, și fac un apel și prin la această emisiune, Asociația 21 decembrie a făcut și o scrisoare deschisă către judecătorii de la Curtea Constituțională, îi rog să găsească o portiță în această săptămână și să verifice solicitarea avocatului poporului, să o soluționeze, ca să știm măcar la 25 de ani cine va finaliza un dosar care este gata, în proporție foarte mare, în proporție de 80%, se cunosc criminalii din decembrie 89. Din păcate, în decembrie 89 a fost o acțiune politică și tot politicienii sunt cei vinovați că au pus frână 25 de ani. Mai exact, au ștrangulat justiția 25 de ani pentru a nu se afla adevărul. La Reșița, în acest moment, credeți că mâine, dacă ajungeți, are curajul cineva să vă întrebe de ce ați fost la emisiune? După 25 de ani, după ce s-a întâmplat la Revoluție și crezul pe care l-am avut și îl am, nu voi permite nimănui să mă întrebe de ce. Să nu permite și să nici nu îndrăzniți. Să nici nu îndrăzniți, pentru că ce au făcut acești oameni în decembrie 89 și de pe urma sacrificiului lor, o țară întreagă beneficiază. Unii nu recunosc, unii cred că a fost mai bine înainte, pe vremea comunismului. Da, o fi fost bine pentru ai lor, dar nu pentru poporul român. Doamne Orășeanu. Da. Micuțul din burta dumneavoastră, din burtica dumneavoastră, care s-a născut în 27, ce s-a întâmplat, ce este cu el și ce destin? Greu de spus. Aș vrea ca să, sau nu știu dacă este aici, și este biletul meu de ieșire din spital, că aici eu vreau să pun și să întreb și eu această armată de ce au tras în salvare. Cred că am dreptul după 25 de ani, dacă toți m-au dat... Au fost audiați și din unitatea respectivă? De da, da, domnul Marieș, aici vreau ca să și subliniez și să și spun. Mie mi s-au luat declarații, de aici, asta e de la Procuratura Militară, mi s-au luat declarații probabil în ianuarie, februarie, martie, eu nu știu exact, pentru că, v-am spus, eu am fost rănită în cap, nu știu...
Deci, uitați și schijele. Da, sigur, uitați și deci de aici, de unde m-au luat, da? În cap. Deci este așa. Și în gambă. Mare noroc ați avut. Mare și dintre care am și născut. Acum eu nu mai știu eu ce și cum este. Cum, de ce mi-au luat declarații mie? Că m-au chemat atunci. Spune că la cererea mea, nu știu ce și nu știu cum. Eu cu acest șofer m-am întâlnit în 2004 că mi s-au cerut pentru preschimbarea certificatelor care pe soțul l-au făcut prima dată în legătură cu, că au spus că noi nu am participat la această revoluție și nu avem cum să fim așa, să dau fiu dată la o parte. Am fost un copil, 21 de ani jumătate, atâta am avut. Voi care ați fost în stradă din 22 până în 26. Da, dar că nu s-a întâmplat la Rovinari, în Gorj și nenorocirea grea și armata română au tras în această salvare cu documente și cu asta. Și aș vrea ca să știu și eu de ce. Asta este declarația șoferului pe care a dat-o și a spus omul că nu avea de ce să nu oprească. Dar pur și simplu au tras. Salvarea a rămas acolo. N-am salvarea nu trebuia să oprească. Salvarea nu oprește, repet, nici în timp de război nu se trage. Este interzis. Este și atunci? Atunci întreb și eu după 25 erați de ani. Erați teroriști în... Da, teroriști, exact. Dumneavoastră erați considerați teroriști și trebuia să fiți ucis. Care eram în stare de necesitate. Veneam să dau viață la un copil. Asistentă n-am avut. Și șoferul a spus omul, nu a văzut niciun semnal. Ei au profitat această armată, această procuratură militară, nici nu știu cum să o numesc. S-au acoperit unii pe alții. Dar de ce din prima clipă, domnul Marieș? Din prima clipă, dar pentru că știau cine a făcut crimă. Dar vreau ca să știu și eu, și este dreptul meu, a luat viața tatălor copiilor mei, a luat sănătatea mea pe care o am pe viață, și psihic, și aici, de ce trebuia să rămân eu cu semnele astea? Și din păcatea și sănătatea... Sănătatea mea, da, mi-a luat-o. Celui mic. Și la cel mic și mai grav. Și atunci întreb și eu. De ce eu trebuia ca să fiu așa... Arătați-ne ziarul și... Sigur că da, aici este un ziar de la vârsta de 18 ani, care am plinit acest copil care s-a născut pe 27 decembrie 89, când tatălui a decedat... Mama a rămas cu răni și cu suferință și psihice și bolnavă, cu grad de invaliditate, o să vă arăt, și procuratura. Și pe mine m-au scos din spital, m-au ținut de pe 27 decembrie până pe 10 ianuarie. Că au spus că sunt ok, sunt sănătoasă, sunt tot. Păi cum, cu glonțul în cap. Uitați, și cu... deci este asta și vreau ca să trag și eu la răspundere acum, de ce și cum. Este legitim tot ceea ce spuneți, aveți dreptate. Domnul Marieș. Aveți dreptul, dar... la adevăr, aveți dreptul să știți cine v-a ucis. Păi da, eu știu, trei maestri militari. Da, eu știu la mine, clar, se știe, trei maestri militari. Aș vrea să nu fiu în seara asta moderator, aș vrea să fiu acolo pe scaunul acela, da? Asta este. Vorbim în continuare. Mă întorc cu scuze pentru Claudia, pentru că ea rămâne și în partea a doua a emisiunii. Doamna Gabriela va trebui să plece pentru că trenul nu ne așteaptă. Drum lung până la Reșița și vreau să ultimile minute din prima parte să îi le acord domniei sale. Despre ce vreți să ne mai spuneți? Cât de mult doriți să se afle adevărul? Vreau ca cel care a tras să-și recunoască vina, în primul rând să fie tras la răspundere conform legii, dar aș vrea să-l privesc în ochi și să-mi spună de ce, de ce, cum poți să iei viața cuiva și cum poți 25 de ani să trăiești cu vina asta, sau poate că nu mai are suflet. Sau poate că cei care au dat ordinele n-au avut niciodată suflet. Îmi doresc din tot sufletul să iese odată la iveală, să se cerceteze și pentru soțul meu, pentru toate văduvele din Reșița și județul Caraș-Severin și pentru toată țara. Domnul Nițu Tiberiu Flaviu, domnul procuror general, domnul Vasilache, cu 3 stele pe umăr după 7 ani de stat la parchetul militar de Java. Auziți? Sunt reale? Sunt în viață, rezistă și au crescut copiii, vor să știe cine le-a împușcat soții. Și domnul Vasilache, cum îți iei, domnule, salarul de 7 ani, de general, fără să faci nimic? Și nu vom renunța.
Nu vom renunța. Suntem alături de dumneavoastră și sper să vină și decizia de la Curtea Europeană cât mai repede. Au venit o parte din ele, vor veni altele și vor mai veni, dar sper ca după decizia pe care Curtea Constituțională o va lua cât de curând și va stabili pentru totdeauna unde rămân pentru instrumentarea acestei dosare, chiar să ne apucăm de treabă, pentru că am glumit. Nu prea spune, domnule, criminalii, unii dintre ei, cei care au dat ordin, nu mai trăiesc, toți trăiesc. Sunt 2-3 care lipsesc la apel, restul sunt în viață toți. Unii coordonează acțiunile pentru Revoluție, pentru comemorarea 25 de ani. O să vorbesc câteva minute în partea a doua și despre acest lucru. Este formidabil. Criminalul numărul 1 al României coordonează el activitățile. Le-a făcut, mă rog, haideți să mă opresc, vreau să fiu în locul dumneavoastră în seara asta, nu aici pe scaunul de moderator. Suntem foarte emoționate cu toate, dar e un mod deosebit. Pentru că este și perioada decembrie. Pentru mine, din 89, luna decembrie aș vrea să nu existe în calendar. Din păcate există. Și reluăm și retrăim acele momente. Nu vă puteți închipui ce înseamnă să ai bucăți de carne cu sânge, să-ți curgă pe mâini. Nu există cuvinte, nu-mi găsesc cuvintele. Și doar cineva care a suferit un rău foarte mic poate să înțeleagă un rău așa de mare. Care s-a, cum este cel tare, care s-a reușit să rezistați, nu ați clacat. Probabil că și cel mic, cel frumos și mare astăzi, domnul doctor, v-a ținut în așa viață este, și mi-a dat putere. V-a dat putere, pentru că după o asemenea tragedie, nu știu câte mame ar fi reușit să își mențină echilibrul și să reușească să crească în continuare copii. Chiar sunteți niște eroine. Da, sunt niște eroine. Nu doar soții lor au fost eroi, nu doar ei sunt eroi ai acestui neam, ci și doamnele care i-au îngrijit și care i-au plâns și care îi plâng de 25 de ani, sunt niște eroine. Demnitatea pe care v-ați păstrat-o, emoția mea se transmite și sau mi-o transmiteți dumneavoastră pe cea pe care o aveți. Urmașii nu prea au ieșit în stradă, urmașii n-au cerut nimic, iar urmașilor li s-a dat prea puțin, iar copiilor nimic. Tovarăși guvernanți, nu le-ați dat nimic copiilor. O să spuneți, da, domnule, până la 26 de ani care au făcut facultatea, au avut o indemnizație. Păi să trăiți voi cu indemnizația aia, măi. Copiii voștri sunt miliardari sau milionari. Iar copiii urmașilor pleacă din țară. Vă rog, mă revolt și eu. Vă mulțumesc că sunteți singurul care vă gândiți și la noi. Dumneavoastră și Asociația 21 Decembrie București. Și mulțumesc și domnului avocat, dacă mi se dă voie să spun numele, Ionuț Matei. Mulțumesc, domnule Ionuț Matei. Întregii echipe. Mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Mulțumesc din suflet. Sper să finalizăm. Să se înțeleagă mai mult decât pot spune în cuvinte. Să simtă căldura sufletească cu care mulțumesc. Sunt convins că ați transmis-o și sper că cei care ne urmăresc au înțeles tot. Și totuși insist, pentru că dumneavoastră în partea a doua nu veți mai fi la noi la emisiune, va trebui să mergeți la gară. Ce a fost totuși frumos în cei 25 de ani? Cu toții am fost liberi. Ne-am putut spune lucruri care înainte de 89 nu ni le-am putut spune. Adevărat. Nu ne-a mai fost teamă să mergem pe stradă și să ne întâlnim în grupuri. Nu poate să spună nimeni că nu este mai bine acum. Încet, încet s-au schimbat lucrurile condițiile. Lucrurile s-au mișcat. Acum toată lumea are
un televizor color pe care nu l-avea înainte. Enumer niște lucruri mărunte. Sigur, dar... mărunte, dar importante, pentru că toată lumea tângea și se înscria pe o listă ca să primească un televizor color, Dumnezeu știe când, după 2, 3, 4 ani. Un televizor, un frigider. Nu mai e restricție la benzină. Nu e restricție nu la benzină. Nu ne oprește nimeni să călătorim în străinătate, ceea ce... Nu mai avem cartele la pâine. Nu mai avem să cartele nu uităm la pâine. Nici care de cozile la carne. Sunt multe lucruri frumoase care totuși s-au întâmplat după 1989. Nu suntem dispuși, din cauza altor necazuri, nu suntem dispuși să recunoaștem unii dintre noi asta, dar totuși lucrurile s-au mișcat. S-au mișcat. Sigur, nu toți își permit să le cumpere. Asta e tragedia. Sunt pline și atunci poate că... Asta e tragedia. Din ce în ce, cei care nu își permit sunt mai puțini. Nu, faptul că au plecat mulți dintre ei noștri afară și și-au găsit acolo un loc de muncă și sprijină cu un bănuț acasă pe copii și pe părinți, faptul că s-au deschis granițele, faptul că ne putem permite să vedem și noi lumea civilizată și să venim cu ceva, învățăminte de acolo. Și apropo de asta, v-aș întreba, l-ați încurajat pe Cristi să plece în străinătate? Vreodată? Eu nu l-am încurajat. Voiam să rămân aici în țară. Dar dacă acestea sunt condițiile din România pentru doctori care ne salvează viața, aduc copii pe lume. Unde a terminat facultatea de medicină? Timișoara. La Timișoara. Aduc copii pe lume. Ne operează când este cazul. Nu putem fără doctori, așa cum nu putem fără profesori. Sunt multe meserii, toate meseriile, până și cea de măturător este foarte importantă. Fiecare om ar trebui să fie respectat în țara asta. Vorbiți minunat. Sunteți un om cu un suflet nobil. Ce să vă spun decât că vă mulțumesc din suflet. Sunt convins că și toți cei care ne-au urmărit în această seară au înțeles mesajul dumneavoastră, au înțeles suferința dumneavoastră, au înțeles dragostea dumneavoastră față de bine și de familie. Vă doresc din suflet să aveți parte de o lună cât se poate de liniștită, să aveți liniște sufletească, să vă împăcați cu gândul că totuși acest om, prin lupta lui, a adus un pic din libertatea tuturor românilor. Eu cu certitudine recunosc și noi recunoaștem meritul lor. Parcă i-am uitat prea repede, am spus la începutul emisiunii, poate că acum, fiind un sfert de veac de la Revoluția Română, mai mulți români să-și aducă aminte, să aprindă o lumânare, să fie lumea și fac apel la reșițeni să iasă să-și respecte eroii în acele zile, cum fac și la ceilalți români din toată țara. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Îi mulțumesc și lui Cristi că v-a însoțit încă o dată. Îi doresc succes în viață, dumneavoastră sănătate și putere și să ne vedem cât mai des, dacă se poate. Sigur, distanța e mare. Să ne vedem și cu zâmbetul pe buze, vorbind fericiți că au fost descoperiți. Eu zâmbeam mai devreme, în timp ce mă uitam și vă povesteați durerea, zâmbeam de admirație. Vă sorbeam vorbele, pentru că vă înțeleg și înțeleg durerea pe care ați trăit-o. Vă mulțumesc că m-ați invitat la emisiune să pot să spun ce simt și ce doresc. Cu mare drag și oricând aveți loc în această emisiune, fără invitație, dacă simțiți nevoia, veniți și spuneți ce doriți dumneavoastră. Încă o dată, vă mulțumesc, ne despărțim, din păcate, pentru moment. Sărbători frumoase, dacă se poate spune, totuși, încercați să vi le faceți și să vă ajute Dumnezeu să și dumneavoastră și băiatului să reușiți în viață. Cât ne privește, vă vom sprijini așa cum am făcut-o și până acum, o vom face și de acum înainte. Mulțumesc din suflet. Dragii mei, pauză publicitară, nu ne iartă. Și revenim în câteva minute.